USR a pornit o caravană de conștientizare a problemelor persoanelor cu dizabilități. Timp de o zi s-a vorbit la DEVA cu și despre persoanele aflate în această situație, dar și cu pedagogi, organizații neguvernamentale specializate, cu consilieri aleși și parlamentari USR. Evenimentul se derulează în toată țara, fiind o campanie destinată conștientizării și sensibilizării comunităților cu privire la problemele și necesitățile persoanelor cu dizabilități. La DEVA, din păcate, mult lăudata pietonală din centrul istoric al reședinței de județ este inaccesibilă acestei categorii de locuitori. Una dintre problemele identificate, dezbătute și probate practic a fost pietonala din centrul istoric al Devei. Cea mai recentă investiție finalizată și cu care se laudă administrația locală din reședința de județ, destinată plimbărilor și petrecerii timpului liber pentru cetățeni, este inaccesibilă persoanelor cu dizabilități. Proiectul, în valoare de 16.292.190 de lei, a fost realizat cu fonduri europene, dar, din păcate, multe persoane cu dizabilități locomotorii nu se încumetă să se hazardeze și nici nu se pot bucura de plimbările pe pietonală, deoarece lipsesc cu desăvârșire pantele de acces. Deputatul USR Poliana Hangan a probat personal cât de greu este accesul pe trotuarele cu borduri înalte și la ce riscuri sunt supuse persoanele cu dizabilități nevoite să circule pe stradă. Eu nu am o dizabilitate, doar experimentez ce înseamnă să ai o dizabilitate și să... Dacă vrei să vizionezi o piesă de teatru sau chiar să socializezi la o terasă, o ținută elegantă este exclusă din start din cauza greutății deplasării pe pavajul din piatră. E evident că nu, e probabil extrem de greu sau poate chiar imposibil. Eu n-am reușit pe tocuri să împing scaunul cu o persoană în care trebuia transportat așa pe o distanță mică, așa că a trebuit să renunț la tocuri. Evident că sunt multe lucruri la care atât persoanele cu dizabilități cât și cei care iau în grijă trebuie să renunțe. Asta este situația. Poate că ar fi mai ușor dacă autoritățile le-ar înlesni eforturile astea și poate ar avea și ei mai mult curaj să iasă pe stradă, într-un parc, eu știu, la un eveniment, pentru că altfel e extrem de greu. Și acum înțeleg de ce îi vedem atât de rar pe acești oameni, pentru că pe de o parte nu au posibilitatea să facă asta, nu au resursele și pe de altă parte nici autoritățile nu le oferă calea și accesul către societate, către viața orașului, viața cetății. Fost sportiv de performanță, a ajuns în scaunul cu rotile în urma unui accident rutier, Sorin Alexandru Pară critică modul în care a fost realizată zona pietonală din centrul Devei, mândria administrației locale. Lipsa pantelor înclinate de acces pe și de pe trotuare îi descurajează pe cei aflați în dificultate și îi privează în același timp de socializarea de care au atât de mare nevoie pentru a nu se simți marginalizați. Da, am venit și într-adevăr m-am plimbat pe aici, pe aceste străzi, adică de fapt acest centru nou inaugurat și nou făcut, care bineînțeles nu este conform, nu este în regulă cu privire la bordurile care sunt ca și înainte de probabil de execuția lucrării, pentru că după cât am observat și la trecere de pietoni, nu poți să urci, da? Pe trotuar înapoi. Cobor, dar nu mai poți să urci. Sunt executate din punctul meu de vedere prost. Nu sunt în norme și asta este o problemă gravă. În privința accesului în zone turistice, sunt foarte limitat. Aici, la Deva, sincer, aș fi vrut să văd cetatea, că este foarte frumoasă. Aș fi vrut să văd orașul, care este foarte frumos. N-am nicio șansă. E foarte dificil să... ca să poți să vizitezi un astfel de oraș, trebuie să-mi pun viața în pericol. La propriu, da. Și eu ca sportiv, pentru mine este foarte dificil pentru a, nu știu, exploata sau a mă plimba pe străzile acestui oraș în care nu am nimic.
Realitatea demonstrează că, din acest punct de vedere, persoanele cu dizabilități locomotorii din Deva fac parte dintr-o categorie total ignorată de administrația locală. Este inadmisibil ca un proiect cu finanțare europeană, aprobat și recepționat de primarul Florin Oancea și de specialiștii primăriei, să nu țină cont de problemele și necesitățile locuitorilor care se deplasează cu ajutorul scaunului cu rotile. Ce le-ați recomanda, ce idei aveți, ce ați vrea să schimbați și ce se mai poate schimba în ziua de azi? Cu siguranță, dacă autoritățile locale ar fi apelat la asociațiile persoanelor cu dizabilități și ar fi chemat atunci când desfășurau lucrările, când au făcut proiectul, când le-au recepționat, dacă ar fi existat această colaborare, cu siguranță aceste lucruri s-ar fi făcut mult mai bine și probabil accesul ar fi fost mult mai facil. Din ceea ce am înțeles de la cei care au participat la eveniment, nu sunt solicitați, nu sunt chemați la astfel de acțiuni și nu înțelege nimeni, de fapt, efectele a ceea ce trebuie să suporte aceste persoane. Credeți că se mai poate schimba ceva în momentul ăsta aici, în pietonala din Deva? Nu știu dacă în pietonala asta se mai poate schimba ceva, dar e loc de mai bine pentru viitoarele lucrări. Se lucrează în tot orașul, am văzut că se fac piste de biciclete, peste tot este asfaltul spart. Sper ca cei din administrația locală să cheme asociațiile persoanelor cu dizabilități, să lucreze împreună și măcar acolo lucrurile să iasă mai bine. În primul rând trebuie să înțelegem că sănătatea nu ne aparține, da? Și în al doilea rând trebuie ca autoritățile sau cei incompetenți să respecte legea și drepturile noastre, persoanelor cu dizabilități. Respectând această categorie, automat putem să ajungem la o normalitate, da? Că noi asta ne dorim, respectarea acestor drepturi sunt o normalitate, da? Și să putem să fim și noi normal ca națiune și ca țară.